așa ușor istovitor la un moment dat să vezi că faci pași și că implici foarte multe resurse și nu mai ai ocazia de a trage aer în piept și a te bucura de ceea ce faci. Vinerea a fost un astfel de moment, pentru că trei dintre Memphis Speakers Club au avut o prezentare fiecare dintre ei la o conferință care s-a numit Care este expertiza ta la Facultatea Politehnică și au făcut toți bani de acolo. A fost o conferință care s-a transmis și online. Absolut fiecare dintre speaker a ridicat nivelul de audiență și în momentul în care ei au intrat în direct, s-a văzut foarte clar că a crescut numărul de oameni care privau respectiva conferință și absolut fiecare dintre oamenii ăștia a făcut un lucru în comun cu celălalt. Deci toți trei au făcut un lucru extraordinar care se numește interacțiunea cu publicul. Cei trei speakeri au fost Mihaela Mate, Cătălin Popa, care este actor și liderul grupei Premier și Andy Manole, care e trainer de citire rapidă. Și fiecare a îngrenat cumva sala și a ridicat nivelul de implicare al oamenilor din public. Andy i-a pus să facă masaj. Cătălin i-a pus să cânte, să danseze, așa cum știe el mai bine, întotdeauna se întâmplă lucrurile astea și la seminariile lor. Mihaela a făcut foarte bine angajarea prin întrebări și așa mai departe. Deci, am avut trei agenții secreți prezenți la conferința de vineri. A fost o conferință foarte mediatizată și atunci când faci lucrurile cum trebuie și publicul e implicat, cumva ajungi să fii promovat așa cum se cuvine și asta au făcut și ei. Îi felicit din toată inima, nu am apucat să plătesc cu fiecare dintre ei și mă bucur că am ocazia ca în prezentarea asta să-i și felicit pentru ceea ce s-a întâmplat. Cum vă spuneam, o angajare bine făcută implică absolut pe toată lumea. Vedeți acolo că sunt oameni care deja ridică două mâini, doar una. Nu știu ce întrebări l-a pus Mihaela, dar cu siguranță putem să aflăm chiar Mihaela. Ce întrebări? În momentul ăsta ce întrebări? Mi-a fost pe SGU Lidea și probabil că învăța mai rău că știu chestia asta, era de fapt acela cu limpar. Și în momentul respectiv i-am întrebat, i-am compunut, i-am pus mâncare să se ridice mâinile sus, să arate către mine. Și a spus, ok, să vedem, la voi este, este. Și pe care am pus toată sala și fiecare se întreba, dar ce este? În momentul respectiv a rămas cu mine sus și aveam o plasă lângă mine în care am zis ok, să ne gestă și am scos ok de la Volkswagen de Tuareg și am zis asta este și unii, da, este, după care am scos vreo 5 cartuce, de sunt pline, sunt pline. Și toți au rămas cu mine sus și în momentul în care am zis este jobul ideal, toată lumea a început să aplaude. Asta a fost o idee. Agent secret, Mihaela Mate. Misiune secretă, agenții noștri au fost din SIA, bine. Ce-au făcut ei de au fost din SIA? Păi, de ce e important să interacționezi cu publicul? Pentru că de fiecare dată ai concurență. În lumea în care trăim astăzi, ești în concurență cu iPhone, cu tableta, cu propriile gânduri despre dificultățile în viață, cu colegul de conferință, dacă lucrurile sunt mai puțin interesante pe scenă. Deci e foarte multă concurență. Există un mod oare mai impresionant și mai de impact decât a te instrui prin învățare, prin joc? Dacă ar fi să ne disociem de faptul că nu mai suntem între copii, am putea să spunem că nu, dar și copiii învață tot prin joc, așa cum învață și oamenii mari. Deci instruirea se face cel mai bine prin implicarea publicului, pentru că în momentul în care publicul spune, devine real. În momentul în care faci interacțiune cu publicul, mai ai un lucru extrem de important. Am mariat în sală. Publicul devine partenerul tău de scenă și nu mai este despre eu, despre tine, este vorba despre noi. Cel mai bine a spus lucrul ăsta Tom Hopkins, care zicea că atunci când eu spun ca vorbitor pe scenă, poate să fie sau să nu fie adevărat. Dar în momentul în care publicul dă acceptul și el este pus în interacțiune și vine cu afirmația că un lucru este așa cum îl prezintă speakerul și nu îi dă acceptul publicul, devine extrem de real și extrem de palpabil. În seara asta o să aflăm 7 metode simple pentru a crea interacțiune cu publicul, o parte dintre ele bine am dezvoltat deja, dar o să mai puntez încă câteva dintre ele. Unul dintre cele mai folosite modalități, una dintre cele mai folosite modalități de a crea interacțiune cu publicul este angajarea verbală, angajarea fizică. Pur și simplu întrebăm publicul dacă este adevărat sau nu un lucru și implicăm angajând cu demonstrând efectiv fizic, ridicând mâna, cum se face.
Am avut o conferință de leadership, de exemplu, de curând și oamenii au început prezentările ale lor întrebând câți din sală sunt antreprenori, avem antreprenori în sală și atunci oamenii ridicau mâna, se implicau și cumva confirmau faptul că există interacțiune cu publicul. O altă formă de angajare mai este aceea verbală și spunea Mihaela la un moment dat de faptul că Gabi a sunat-o de dimineață și a întrebat-o ușor, inocentă la telefon, nu e așa că astăzi ai putea să vii să ții prezentare, că doar erai pe lista de speaker de backup. Angajarea verbală. Este sau nu zâmbetul ușor observabil și la telefon? Publicul răspunde, da? Bun. Altfel de întrebări, tot soi de lucruri legate de cum poți să transformi avantajele în beneficii și așa mai departe. Un alt lucru ar fi completarea. Începeți o frază, o lăsați neterminată și lăsați publicul să spună sfârșitul. Ochii care nu se văd se... Discută și împărtășește este ceea ce am făcut noi astăzi când am avut momentul de icebreaking. Pur și simplu ne-am luat fiecare câte hârtie, am avut o temă cu patru lucruri la care puteam să desenăm un simbol, după care fiecare și-a făcut o scurtă prezentare și s-a expus ca și persoană, povestind ce face, ce hobby are, care este obiectivul pentru următoarea perioadă și ce calitate are. Salutul. De multe ori, asta este modalitatea în care speakerii aleg să înceapă o prezentare și anume, pur și simplu, roagă persoanele, uită-te în stânga și în dreapta și dă un high five și spune, mă bucur că ești aici. Sau, nu știu, ești extraordinar. Angajarea prin salutul acesta legat de felicitarea propriei colegilor sau a propriei persoane, pur și simplu spuneți oamenilor felicită-te că ești aici. Ești îți face o ușoară bătaie pe umăr. Activitatea. Am avut la un moment dat unul dintre metrii speakers club a venit și a făcut un exercițiu cu o foaie de hârtie. El vrea să demonstreze faptul că, indiferent că avem toți la un moment dat aceeași ipoteză, putem ajunge la concluzii diferite. Și pur și simplu a avut o foaie de hârtie pe care a rugat oamenii să o împăturească cu ochii închiși și să rupă diverse colțuri și au ieșit absolut toate exercițiile de pe foaie de hârtie diferite unul față de celălalt. Și pur și simplu un mod de a implica oamenii, lăsându-i să facă ceva cu un obiect, să vadă exact ce se întâmplă și să aibă un punct de vedere demonstrat printr-o activitate. Iar demonstrația este un lucru pe care îl poți face cu ajutorul publicului și pe care aș vrea să-l facem și împreună în seara aceasta. O să vă rog ca fiecare dintre voi să vă alegeți să faceți mult zgomot, să vă luați obiectele din prejur, nu vă dă mare fizică, nu la asta mă refer. Dar ce-am spus, mai întâi la un zgomot pe care vreți să-l faceți, o să număr de la 3, 2, 1 și în momentul ăla o să vă rog să faceți zgomotul ăsta mai ușor, după care o să creștem, o facem din ce în ce mai tare și după urmă o să coborâm până la face liniște din nou. V-ați gândit ce gest de zgomot vreți să faceți? Da. 3, 2, 1 și... Interacțiunea cu publicul este în felul următor. În mintea fiecărui om există foarte mult zgomot. Dacă tu nu reușești pe scenă să faci mai mult zgomot decât este mintea publicului în momentul în care asistă la o prezentare și el se lasă distorsionat și furat de o grămadă de lucruri care sunt în prejurul lui sau mai el în minte, riști să pierzi publicul. De aceea vă invit pe toți să fiți agent secret, să vă luați ustensilele de agenția ei, să vă transformați în adevărați cunoscători ai modului în care se poate folosi interacțiunea într-o prezentare și să vă înarmați pentru o prezentare în care atenția toată va fi nu în jur, nu pe telefon, nu pe laptop, ci pe scenă. Mulțumesc mult!